Cristian Brancu. Te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, dragi prieteni! E o ediție extraordinară prin faptul că se întâmplă foarte multe lucruri surprinzătoare, unele bune, altele rele, o emisiune plină de vești. Să începem cu titlurile, după care avem chiar un breaking news. Astăzi, platoul exclusiv VIP strălucește mai tare ca oricând. Cele mai scumpe diamante vor fi expuse doar pentru dumneavoastră. Cine este vedeta căreia îi aparțin prețioasele bijuterii și care dintre ele îi este cea mai dragă și de ce, aflați doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Stați cu noi! Rita Mureșan ipostază în care nu ați mai văzut-o niciodată. Stați cu noi și veți vedea despre ce este vorba. Nu ratați declarațiile momentului. Imediat la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Vă simțiți fără energie, fără chef de viață? Un cunoscut terapeut ne învață cum să ne păstrăm o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Stați cu noi și veți afla imediat care sunt secretele regenerării trupului și minții. Imediat, doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Și cele mai mari vedete ale României, dacă au dat greș cu ținutele. O să fie măcel! Stați cu noi! Da, doamnelor și domnilor, este un breaking news pe care nu mi l-aș fi dorit absolut deloc, pentru că momentul în care cineva pleacă la drum și colegii noștri au plecat la drum, e bine să pornească cu forțe noi, cu putere, numai că, iată, breaking news este că mâine trebuie să vă uitați la Focus la prima oră, de la ora 8, după cum știți, dar fără Irina și fără Daniel. De ce? Doamnelor și domnilor, răspunsul este în aer, pe unde circulă împuțitul acesta de virus. Acum se află alături de noi Irina și Daniel. Acum îmi întoarceți vizita, că am fost și eu la voi, dar nici chiar așa. N-am vrut noi să fie așa, îți dai seama. Bun, hai să o luăm așa încetul cu încetul. Bună Irina, bună Daniel. Bună. Ce s-a întâmplat? Să înceapă Daniel, că de la el a pornit. Ia zi. Păi, exact cum ai zis tu, s-a întâmplat Daniel. Sincer să fiu, nu știu de unde l-am luat, cum l-am agățat.
cum am reușit să-l aduc în platou de la Focus la prima oră. Cert este că e extrem de frustrant dacă stăm să ne gândim la un lucru foarte simplu. Am început cu Irina și cu echipa noastră un nou Focus la prima oră și, din păcate, a trebuit să punem stop mai repede decât ne-am dorit, sau, mă rog, o pauză, pentru că, na, dar ne întoarcem pe 14 februarie, de ziua îndrăgostiților. Am înțeles. Sunteți romantici. Și dacă vă încercați să faceți un plan, practic ai fost undeva plecat, ai fost la munte, ai fost la mare, te-ai pupat cu vreun pretenar, ceva, ce ai mai făcut? Păi, asta vorbeam cu Irina, eu am fost sâmbătă în Cernica, am alergat acolo, prin pădure, deci singurul lucru pe care l-am văzut au fost vreo 3 broaște și... Dacă mi-aduc bine aminte, vreo câțiva bicicliști. Deci era complicat ca cei care treceau pe lângă mine să-mi lase COVID-ul. Cel cu care eram nu avea nimic, așa încât n-aș putea spune de unde îl am și cum am reușit să fac rost de el. Dar mă bucur că, vaccinat fiind, am o formă ușoară. Dacă nu aș fi fost în situația în care ar fi trebuit să mă testez, nu aș fi știut de fapt și de drept că e vorba de COVID, ci doar de o răceală, pentru că arată fix ca o răceală. Dragul meu, pentru... Daniel, tu să ne spui nouă de broaștele alea din pădure, că eu știam din povești că pup broasca și cine știe ce se întâmplă. Lasă. Erau toți băieți, dacă erau fete, îți spuneam. Sunt convins că mi-ai fi spus, dar n-am nicio îndoială. Irina, doamnelor și domnilor, foarte simpatică, săraca de ea, victimă colaterală, că e contact direct, că ea nu făcu nimica, după cum rezult. Ce faci, Irina? Eu de 5 minute, nu știu dacă vedeți, mă îngur prin casă să fug de copii, nu știu pe unde să mă mai izolez de copii, cu toate că n-am niciun simptom până în momentul de față. Sunt într-adevăr contactul direct al lui Daniel și atunci respectăm legea și... Evident că rămânem în izolare pentru câteva zile. O să-mi fac și eu un test PCR. Mă testez oricum în continuu cu rapide și acasă. Și atunci când suntem în siguranță și suntem siguri amândoi că nu am contactat boala și Daniel că a scăpat de ea, bineînțeles că o să ne întoarcem cu platoul Focus la prima oră și abia așteptăm să se întâmple asta. Sper să rămân sănătoasă. Mi se pare corect, sănătate pentru toată lumea, dar vreau să te întreb, cum faceți acum cu copiii ca să vă... Cum te ascunzi? Era ca povestea aia cu Bandi. Ascunde mâncarea că vin copiii, știi? Așa, cum faceți? Eram bine izolată în bucătărie, pregătită de live-ul cu voi, când s-au trezit copiii și au venit peste mine și atunci a trebuit să mă izolez în camera lor acum. Nu știu, cred că va fi complicat. Cred că până la urmă renunț la treaba asta. Nu mai cred în ideea că scăpăm de Omicron. Noi suntem vaccinați copiii, în schimb nu sunt vaccinați, n-am apucat să le administrez vaccinul anticovid. Și atunci mi-e un pic teamă, dar până la urmă, repet, nu cred că scăpăm. Și atunci dacă luăm, măcar luăm cu toții acum și am terminat povestea asta. Da, eu sunt convins că o să fiți bine, mai ales că Daniel e sportiv, frate, adică la sportiv, știi, când e și pregătit. Uite-te la colegul nostru, Morris, nu se lipește niciun virus de la câți mușchiare. Uitați-vă și dumneavoastră. Bun, asta este foarte, e foarte bine. Sigur că veți fi foarte, foarte sănătoși, dar eu vreau să știu mâine dacă mă uit la ora 8, văd Focus la prima oră, că trebuie să știe publicul nostru. Da. Cu cine? Focus, ce se întâmplă mâine? Se vede în continuare. Livia Graur e cea care va prelua ștafeta de la noi și se va bucura de cele 2 ore alături de colegii din echipă. De ce înseamnă să faci Focus la prima oră? Pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să spun că eu nu am fost la fel de reținut ca Irina. Eu am dat și restul familiei. Eu am zis ca toată lumea. Băia, generos, bă. Dar el puțin când... eu nu la mâncă, nu știi. E adevărat, dar nu cred că m-am ținut departe de tine gândindu-mă că poate îți dau ceva răceală. Cumva la mine s-a rezolvat problema. Iar cum spuneam și asta voia să spună și Irina Bănuiesc, Livia va ține standardul sus. Da. Cu siguranță. Avem toată încrederea în Livia și lăsăm noul format Focus la prima oră pe cele mai bune mâini din prima TV asta cu siguranță. Nimeni nu ne-ar fi putut înlocui mai bine decât o face o face Livia. E adevărat. Ce, vrei și tu? În locul lui Daniel, îl puteți lua cu Morris, că adică el e băiat în regulă. Eu nu fac tortul ăla bun, cum l-a făcut el. Recunosc. Acum nu ne băgăm. La ce tort a făcut Daniel? Mulțumesc. Ceva de poveste. Mă rog, a avut și multe ajutoare, dacă vă aduceți aminte, la ediția noastră aniversară. Multe și bune.
Bune, bune. Pe de altă parte, Daniel nu face tort dimineața. Mie nu mi-a făcut niciodată. Atunci poți merge liniștit. Nu trebuie să... Băi, Irina, să știi că avem și noi farmecul nostru. Adică și după amiază se pot întâmpla lucruri foarte dulci, așa că mi se pare normal. Prin urmare, Livia, și acum știi, facem chestia aia, ca da, filmele cu Sergiu Nicolescu. Livia mai prezintă și după amiază, ca să știm cum face Livia. Adică, că, de exemplu, la alt post de televiziune, cei de dimineață sunt înlocuiți de cel de după amiază, care face și emisiunea de după amiază. Aici pot să dau eu un răspuns. Probabil va trebui să... Zi, Daniel, tu. M-a sunat Saizu și mi-a zis, zice, îmi pare rău că tu ești bolnav, sper să nu o îmbolnăvești și pe Irina, să-i fi dat și ei. Pe de-o parte, pe de altă parte, noi suntem alături de voi și vom suplini focusul de la prima oră și toate celelalte ediții. De așa natură, eu cu Livia și cu Ioana, de asemenea și cu Andreea, de așa natură ca lucrurile să fie așa cum, de fapt, și de dreptele spectatorii prima s-au obișnuit. O singură... Dragilor, realizați că o să vină și rândul nostru să înlocuim pe alții, adică știi cum e, roata se întoarce, nimic nu rămâne neplătit. Hai să zic ceva, să dea Dumnezeu să nu fie nevoie. Zic... E, da! Ce-ar fi să nu fie nevoie? Așa zic eu, adică să fie toată lumea sănătoasă, cum spunea un antrenor celebru, să fie bine, să nu fie rău. Da, dragii mei, am înțeles, e foarte bine, înțeleg că sunteți acasă, Daniel, la tine toată lumea este ok, dacă ai fost darnic și ai dat la toată lumea, toată lumea are doar simptomele unei răceli și punct, da? Da. Perfect. Fericire. De fapt și de drept. Răducul cel mic nu are nimic, e negativ. Copilul e serios, îl testăm. Nu da, el e cel mai serios din Nu se bagă toate prostiile. Mi se pare corect. Un singur lucru mai vreau să știu de la voi, pentru că este o ocazie. Știi, ieri puteam să zicem, domnule, uitați-vă, noua ediție, nu știu ce. Măcar în a doua zi de focus la prima oră, puteți să spuneți ce este nou în această versiune updatată a focusului la prima oră, după care o să vă las să vă alerge copiii pe în casă în mod democratic, că vă țin de treabă, ca să zic așa. Irina, spune tu. Ce este nou? În primul rând, orele sunt noi. Începem emisiunea de la ora 8 și nu așa cum o făceam până acum de la ora 7. Așadar, avem 2 ore de focus la prima oră mai nou. Avem un platou nou, în afară de minunatul nostru platou virtual, pe care știați, dar și acela a suferit modificări spre bine. Avem un platou foarte frumos și primitor pentru cei care vor fi invitații noștri, invitații focus la prima oră, cu canapele, cu fotolii. Noi, numai tu, Cristia, așa ceva. Să știi, avem foarte și bine. Noi și sunt în niște culori foarte calde și faine. Și cred că odată cu acest nou început avem și o altă energie mult mai bună, pentru că știi cum e, atunci când pornești pe un drum, chiar dacă l-ai mai bătătorit tu așa nițel, automat ești plin de vivacitate și de dorința de a face lucrurile mult mai bine. Asta e foarte bine, abia aștept să mă uit la voi de pe 14 și la Livia de mâine de la ora 8. În rest, dacă tot e cu platou nou, data viitoare veniți și noi. Cum platou aș ceva? Nu brânzeturi fine sau niște fructe de mare, ceva să veniți și noi cum trebuie. Nu cu mezel, că este pe retro, da? Și ei sunt foarte amplatați. Un pic de muzică aș vrea eu. Vrei puțină? Da. Ia băgă vrei niște muzică acolo. Ia, bagă ceva băiatului să se simță bine că e în izolare. Da? Poate și dansează în izolare. Fără număr pentru Daniel Osmanovi să trăiască. Nu. Facem și un TikTok dacă vreți. Da. E pe alții. Nene, asta cu vocea lui guturală a inundat tot Instagram-ul și noi ce să facem după bugecoane fănică. Dragi colegi, mă bucur că zâmbiți. De fapt, asta a fost și rolul nostru. Să arătăm tuturor că sunteți bine și că, deși mâine lipsiți, lipsa este doar o formă de a vă antrena ca pe 14 să reveniți în mare forță, exact ca și cum ar fi, de exemplu, Mbappé și cu Messi la Paris Saint-Germain. Da. O să mai spun ceva? Te rog frumos. Da, să trăiți. Deci este foarte important să știe lumea și să nu uite că avem un concurs care funcționează. Avem nevoie de declarațiile de dragoste la numărul de telefon 0720 11 99. Bravo, Daniel! Declarații de dragoste care pot aduce celui care a făcut declarația de dragoste un weekend
mega romantic la Predeal. La Predeal și va fi premiată cea mai emoționantă declarație de dragoste. Deci atenția asta urmărim, da? Până pe 12 februarie, pe 14 se face extragerea și se bucură de romantismul acestei ieșiri. Da. 14 da. Și Cristi, eu nu sunt infectată cu COVID. De ce scrie la voi că da, sunt drag, infectată cu COVID? Domne, Daniel Osmanovici și punct. Infectat cu COVID, vă Irina. Vă eu când scrieți asta. Da. Gata, vă rog să schimbați. Terminați cu zvonurile astea de făimătoare. Păi da? Să zicea un pic pe TikTok atunci, dacă da, nu da, e bolnav. Doamnelor așa. Și domnilor, prin urmare, de 14 februarie o să avem și noi ediție specială cu vedete care fac declarații. O să fie un 14 februarie de neuitat la Prima TV. Dragii mei, să fiți sănătoși, să fiți iubiți, toată lumea mulțumim, să fie bine acasă. Vă pupăm. Sănătate tuturor. Sănătate tuturor, mulțumim foarte mult. Dragi, după ce am văzut pe colegii noștri, hai să luăm publicitate, după care băgăm tot așa un TikTok scurt de la vedete. Și acum, pentru toate doamnele, nu numai pentru colega Irina, avem un diamant superb. Vine diamantul. Doamnelor, faceți coadă să vedeți cât costă. Atenție mare, chemați bodyguardia, da? Da, doamnelor și domnilor, trebuie să spun că astăzi colegul nostru Morris ne-a adus aminte ceva pe grupul emisiunii, ne-a adus aminte de ceva, așa că o să-l las pe el să facă acest anunț, că azi e ziua unui om care a fost prietenul nostru în copilărie. Ia zi, ma, cu e ziua? Nenea Jules Verne. Copilăria multora dintre noi, ca să spun așa, eu personal nu am crescut pe multe filme ale maestrului Jules Verne. Și cărți, bă, băiatule. Și cărți. Cel mai recent ce am văzut acum a fost Ocolul Pământului 90 de zile. Stai o secundă. Vrei să spun ceva? Oameni buni, știți ce a fost Jules Verne? A fost Netflix-ul nostru, bă, băiat. Exact. Noi n-aveam ficțiune, nu erau programe la TV. Cărțile lui Jules Verne sunt cele care ne-au făcut viața frumoasă. Prin urmare, noi, cei care l-am iubit pe Jules Verne, îi mulțumim foarte mult și azi îl omagiem. Dacă ar fi fost ca în filmele lui, era posibil ca astăzi să fi trăit Jules Verne și să-i spunem la mulți ani. Dar, evident, trebuie doar astăzi să-i mulțumim. Mai târziu cu TikTok-ul, că mai avem puțină treabă, doamnelor și domnilor, fetelor mai răsfirate încolo că vin diamantele. Denisa Nechifor are o super surpriză, atenție mare! Diamantele, 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 diamantele. Bine ai venit, stai acolo, stai acolo! Da. O, ce dorul mi era. Uite, vezi, aici am ceva, un cadou pentru tine. Mulțumesc. De la Ardes. Te rog să iei loc, dragă. Ce, vrei să ne pupăm? Avem și noi diamante. Altă dată ne pupăm, într-o viață viitoare. Nu vezi ce noi să ne pupăm, dar se pare că nu avem voie. Doamnelor și domnilor, ce îmi place mie de Denisa, când știe cum trebuie să vină la emisiuni. Cum a știut Denisa, prietena noastră, să aleagă rochia potrivită? Bă, vezi, asta înseamnă să știi care-i treaba. Uitați-vă și dumneavoastră. Denisa, ce să spun? E o știre confirmată, ești în cea mai bună formă, ce faci? Mulțumesc, foarte bine. Uite, da? Pe la voi, pe aici. Mă minunam de știrile voastre. Da? Îmi place la voi. Da? Îți place? Păi da, dacă n-ai apucat să vii mai des, să vii mai des. Să vii mai des. Noi ne-am tot rugat de aia. Este foarte fresh. N-am avut când, plus că am vorbit și pentru Rani, noi am fost izolate. Pentru că am venit într-o vacanță și Rani cu școala non-stop, după cum știi. Da, noi atunci când am vorbit și a pus întrebări Tudor, voi erați în izolare, da, nu? Da, eram acasă. Luase răți? Ați avut? Rani avea școala închisă, am avut de revelion în perioada aceea. Și cum ați reușit să luați? În Dubai vacanță. Ați fost, nu? În Dubai am luat, da. Cum? Avion? Ca toată lumea, nu știu. Toată lumea ia când se duce în Dubai? Toată lumea ia când se află în adunări de oameni. Ai. Nu, ai de poți să ieși de la supermarket și... E adevărat. Doamnelor și domnilor, trebuie să spun că îi mulțumesc foarte mult Denisei, pentru că din când în când dă așa cu diamantele către oameni, așa, și din acest punct de vedere vreau să vă spun că în acest moment trebuie să-i mulțumesc în primul rând, noi când vorbim, mai avem un prieten care ne urmărește, vorba, îl salutăm acum pe Husein partenerul care, meu, da. Prietenul nostru care, Oana, când vrea să știe ceva de diamante, știe pe cine sună, ele cu toate diamantele, înțelegi? Deci nu la curent Gabriel. Cu toate... Bun. Noi v-am promis că o să vedeți diamante astăzi. Unde sunt diamantele, dragă? Diamantele sunt aici. Atenție mare, colegul. Hai, și ca de obicei, aici. Domnul Cristi, hai cu mobila, șeful, să vedem diamantele. Să știi că, în primul rând, am adus câteva piese pe care le port eu tot timpul ale mele. Ia să vedem, uitați la gât, așa, un ce avem acolo? Have. Dacă vrei și scot, că nu mă deranjează. Este un colier format din trei coliere. Dacă anul trecut toată lumea purta celebrul colier tenis, noi acum am
updatat un picuț colierul tenis și l-am făcut de 3 ori colier tenis. E unul singur. Este tot tenis? Da, este dar unul singur. Mingile sunt mai mici trei. Un pic? Sunt, mingile mai sunt mai multe. Mai multe și nu neapărat mai mici, în funcție de buget. Am înțeles. Deci poate să fie tenis și cu mingi mai mari. Da, da. Da. Tenis de masă, tenis de masă. New balls, da? Doamnelor și domnilor. Depinde, padel, tot felul, sunt tot felul de variante. Așa. Am mai adus un inel foarte frumos care îmi place mie foarte mult. Mi l-am achiziționat de curând, mi l-am oprit mie. Da. Ce carate, chestii, socotele, explică-mi. Are vreo 3 carate diamante acesta. E foarte ușor de purtat și acum se poartă foarte mult. Lucru pe care și eu am încercat să-l impun, nu neapărat să-l impun. Să le sfătuiesc pe doamne să poarte inele pe degetul arătător pentru că arată foarte bine. Și inelul meu de suflet pe care tu probabil știi, da. Piesa mea de rezistență. Așa, mută care... microfonul pe mâna cealaltă să vadă lumea, da? Aici acesta... ce fel de diamant avem? E un emeralcat, e inelul meu preferat, în care am investit foarte mulți bani. Explică-mi și mie, te rog frumos. Are vreo 3 carate. Cam de câți bănuți ai tu pietre pe tine acum? Cumulat în jur de 100 de mii de euro. Doamnelor și domnilor... A venit cu pază, nu te supăra să o fără pază. Categoric, avem cu pază, păi doamnelor. Avem cu pază aici, plus că am discutat cu Cristi despre ce vom face și bineînțeles că... Da. Bineînțeles. Doamnelor și domnilor, evident că nu mișcă nimeni pe aici. Dar trebuie să știm faptul că există și bijuterii cu diamante care pornesc la 1000 de euro în sus. Adică nu trebuie clar. Să fie neapărat ceva foarte pretențios. Noi am vrut să facem ceva... Suntem la televizor, ceva foarte frumos și inedit, așa. Da, da. Am vrut în primul rând să vă arătăm, apropo de diamante, ce înseamnă 100.000 de euro, calitate superioară. Cum și nu trebuie să spui 200 de bijuterii pe tine ca să ai o sumă. Normal. Sunt inele care costă 1 milion de euro. Așa pe care le poartă. Te rog frumos să deschizi cutiuța cu minuni. Să știți că am adus puține lucruri, pentru că am vrut așa câteva obiecte de bază, da? Da, ia să vedem, deschide cutia, deschide să cutia. Vedem opa! Ia să vedem. Așa, ia să vedem, doamnelor și domnilor, ce avem noi aici, ia. Am adus în primul rând un inel de logodnă, pentru că este perioada, 14 februarie se apropie. Așa, ia să vedem. Și acesta este unul dintre inelele pe care îl preferă domnii din ce am sesizat în ultima perioadă. Nu știu dacă îl focalizați foarte bine. Foarte frumos. Da. Așa, e un inel de care diamante sunt, zi super. Să mor aici. E un emerald cut la fel în jur de un carat, piatra, și înconjurat de mai multe diamante mai mici. Și vedeți că are pe montură diamante care îi dau o mai mare strălucire. Adică îl face să fie un picuț mai prețios acestea de aici. Și cât costă? Cât costă la? Acesta este în jur de 10.000 de euro, dar gândiți-vă că este preț de producător. Da, trebuie da, să se menționeze faptul că așa cum imobiliarele au crescut ca și preț în ultima perioadă. Au crescut și diamantele. Da, au crescut și diamantele, însă noi fiind producători ne permitem să jonglăm un picuț cu prețurile și să lăsăm un pic mai jos decât piața. Bun. Ce mai ai acolo? Mai avem o brățară. Am adus o brățară mai specială, nu celebre tenis pe care vi l-am mai arătat, o brățară de prințesă, ca să zic așa, da, pe care ar putea să o poarte o doamnă la o țintă de seară. Da. Nu este neapărat de zi, nici măcar eu, care port bijuterii prețioase ziua, nu aș purta o ziua, este strict o brățară super elegantă de explică seară. Explică-mi și mie câte diamante sunt acolo. Sunt multe diamante, sunt 6 carate, are 6 carate cam de diamante. Da, și să vă spun prețul, nu știu dacă are rost neapărat. E scumă în jur de 15.000 de euro. 15.000 de euro. Da. Bun, așa, hai să vedem. Și am adus o piesă, piesa de rezistență în momentul acesta magazin. Ia să vedem. Acest inel, pe care majoritatea prietenilor mele și l-au achiziționat. L-am marketat foarte, foarte bine. Este un inel absolut superb, pe care poți să-l porți și ziua și seara și sport îmbrăcată și elegant, absolut cum vrei tu. Da. Strălucește frumos, nu? Cam tare. Și în somn se poate ce? Purta. Și în somn poți purta. În somn porți ce vrei tu. Practic poți să ți-l și imaginezi păi, în somn. Ții minte cu ce se îmbrăca Marilyn Monroe când se culca? Păi... cu Chanel numărul 5 parfumul, da? Asta așa, zi. Cu ce ai pus pe tine momentul în care te-ai culcat? Un inel cu diamante. Da, da. Ole, ca să zic așa. Ce mai ai acolo? Mai am un inel care se poartă cel mai mult acum la Hollywood. Se purta simplu. Se numește cross ring. Da. Acesta este double cross ring. Pentru că se purta cel simplu foarte mult și noi am spus hai să-l facem un picuț. Foarte frumos. Doamnele au vrut ceva un picuț diferit și l-am dublat. Foarte frumos. Foarte, acesta foarte. Nu este foarte scump. Este accesibil pentru că nu are foarte multe pietre și sunt micuțe.
Așa, și se potrivește foarte bine. Știi cine mai... Îl vor tinerile mirese când își cumpără verghete, pe mâna cealaltă le place să poarte și un inel de acesta. Am priceput. Foarte frumos, Denisa. Și mai am ceva. Ia, ce mai ai? O bombă. Ia. Ia. Iată. Eu știu că Oanei îi place acest inel. Ulu, ce vrei să-mi faci, mă? Nimic. Ce ai făcut, mă? Provocare. Acesta este o piesă, nu poate fi purtat de oricine, pentru că este voluminos. Trebuie să ai atitudine de așa natură. E foarte frumos. Da. E foarte frumos. Face astea, vi le-am adus, ne-am axat un picuț pe inele. Am înțeles, foarte frumos cu inelele. Uite, avem aici și alte poze pe care le-am primit de la... Da, de la mine de pe Instagram sau de la magazin de pe Instagram. Ce să facă și ea, dragă de ea, pe Instagram. Uite, îți mai propun acum, Denisa, să vedem ce poartă vedetele și să-mi spui ce observi. S-ar putea să pe unele să le și recunoști de unde și ce poartă. Ia să vedem. Iată. Simona Halep. Ce poartă aici Simona Halep? Da, știu inelul Simonei. Este un inel foarte simplu, de bun gust, un inel care se potrivește cu simplitatea ei. Este un inel de logodnă. Aha, deci inelul e de logodnă. Da, cu o singură piatră centrală, valoros. Este mare piatra centrală și cred că îi se potrivește și datorită meseriei. Dincolo de fapt că este o fată foarte simplă, eu cunosc pe Simona și merge și la acea sală de sport cu mine, este o fată absolut normală, simplă, se îmbracă foarte mult sport, este o bijuterie cu care nu ai cum să dai greș și chiar nu i-ar fi stat bine cu ceva foarte complicat. Și uite-te la zâmbetul ei, ce mai contează? Adică... Absolut. Deci piatra fiind mare, ea de fapt este foarte... Este mult foarte mai valoroasă valoroasă decât pietre multe și mici, da. E foarte important ca să știți exact cum o așează Simona Halep. Bun. Da. Mi se pare corect. Are măcar un carat, nu-mi dau bine seama din poză, dar e mare. S-ar putea să aibă chiar două. Foarte frumos. Mergem mai departe. Ia să vedem. Ana Maria Prodan, prietena mea. Uite, mă, frate, să cunosc după mâini. Să pui în mâna asta. Eu nu Prodanca, de ce? Păi de mie spui. Cum să nu cunosc? Are aici brățările, stau ele, stivele, dragele. Da, pe cea de jos o am și eu. Le cunosc. Inelul are inelul de logodnă, cu o piatră foarte mare. Are două carate și... Ala inelul de logodnă. Da. Da. Nu vrem să deschidem discuția asta. Nu deschidem nimic. Pentru că cred că nici ea nu-și dorește foarte mult. Noi, Denisa, mai puțin. Denisa, bine, Ana, ați văzut la orice oră, de zi și de noapte. Foarte frumos. Întrebarea este, se poartă așa multe la mână, brățările astea? La cum se îmbracă Ana și la ce personalitate are și la ce corp are, ea este mai voluptoasă, se potrivesc. Eu n-aș putea purta niciodată pentru că nu mi se potrivesc mie. Am înțeles. Da, trebuie să ți se potrivească stilului vestimentar, trebuie să ți asumi foarte... E această vorbă la modă care nu place mie deloc, dar este adevărată în acest context. Să ți le asumi, să le porți. Da. Să știi să le porți. Și ea știe să le porți. Așa cum Mihaela Rădulescu, dacă ții minte, avea foarte multe șnururi și brățări cu semnificații, la fel ea a ales să poarte ceva foarte prețios. Bun, e regulă. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Ce mâini mai avem aici? De recunoscut. Așa, aici o avem pe o fostă colegă de televiziune. Este Ela Crăciunea. Să vedem ce are Ela acolo. Hai, hotărâți-vă, care stânga, care dreapta. Poc, ia să vedem, cum e? Cercei. Frumos? Da, am și eu un magazin, da. Frumos? Sunt finuți, da. De ziua ei a primit acest cercei. Și un inel, da. Cercei aceștia foarte drăguți. Din ce inel, sunt? Cum sunt? Diamante? Cercei sunt cu diamante, da. Au o valoare medie, nu foarte scump, nu foarte ieftin, dar au avantajul că pot fi purtați absolut oricând. Și cred că ele îi se potrivesc foarte bine, inelul este superb. Foarte frumos, mergem mai departe. Bravo, Ela. Domnule, până la urmă, lozul este câștigător, cum s-ar spune. Da. Așa, asta are, asta n-are, asta este marcatoare. Mai avem, cred că, o fotografie. Aici cine este? Ia, ghiși cine este? Nu-mi dau seama, dar pare tot Ana după ceas. Nu știu cine este, nu știu. Brigitte, prietena ta. A, Brigitte, după ceas, da. A fost ziua ei ieri, să-i spun la mulți ani. La mulți ani, Brigitte, să fii sănătoasă, să fii Brigitte invită. Brigitte are exact bijuterii de la mine, de la magazin. Așa. Acestea sunt verghetele lor pe care le-am făcut noi acum, cred că 2 ani. Asta e mâna domnului, am înțeles. Sunt verghetele lor. Mâna domnului soțului, ca să zic așa. Nu mâna domnului cu dămare, clar. Este curios că au ales bijuterii cu diamante ambii. De obicei, doamnele aleg verghetă cu diamante, iar domnii simplă. Ei sunt extravaganți. Și-au ales ambii bijuterii cu diamante. Deci e verigheta lui cu diamante. Sunt verighete. Ce vorbești, bă, băiatule, băi? Foarte frumos. Foarte frumos, Denisa, doamnelor și domnilor. Prin urmare, în această emisiune nu v-am afișat decât vreo 1 milion de euro, care cum așa. Plus minus, dar, repet, oamenii trebuie să știe. Poți să cumperi și un mărțișor cu un mic diamant care costă 200 de euro. Poți să cumperi de la 1000 de euro sus o bijuterie drăguță. Da, asta e ideea, că nu sunt pentru doamnele care doresc să-și caute fericirea.
Și pentru domnii care cred că au o scuză spunând e prea scump, mamă, să știți că se poate, totul este să vrei, nu? Prin urmare, 14 februarie bate la ușă, mai vine și dragobetele 1 martie, o martie, 9 martie. 10 martie e ziua mea. Și aprilie. 10 martie e ziua mea. Ziua mea, 10 martie este ziua Denisei. Îți dai seama că de 10 martie de ziua mea o să am un discount la magazin, nu? Ca să se bucure toată lumea. Doamnelor și domnilor, prin urmare, de ziua de 10 martie căutați-o pe Denisa, că cine știe ce aflați. Da, foarte frumos, mulțumim foarte mult. Mulțumesc, Denisa. Există vreo vedetă la care ai văzut cele mai scumpe bijuterii din România? Nu neapărat. Știu... Ana Prodan are bijuterii scumpe. Așa? Doamna Camelia Șucu, pe care o ador. Frida mea are bijuterii scumpe. Mai știu pe cineva. Știu cine are cel mai scump inel din București, dar nu am voie să spun. Cât costă cel mai scump inel din București? În jur de 200.000 de euro. 200 și poate. Depinde și de unde îl cumperi, că dacă te duci să-l cumperi de la brandul X, am înțeles. Plătești firma cât nu face, am știi? Da. De întotdeauna când te duci la, cum să spui, uite ceva ce nu e în România, să nu faci reclam, când te duci la Hermes, știi care e treaba, da? Important este faptul că avem bun gust noi româncele. Doamnelor și domnilor, am văzut diamantele. Doamnelor, nu închideți televizorul. Bine, nu chiar toate, dar le-am văzut. Deci, știi ce urmează după chestia asta? Știi, ia lângă el și da, ea începe să se uite la el, așa, știi? Să uite, să se zizează cetățeanul. Și dă și un cot așa, ia uite. Vezi? Iubi. Vezi ce are fata? Și tu, animalule, că ți-am crescut copii. Mă scuzați, nu e chiar așa, este mult mai multă dragoste. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, o voce absolut senzațională. Acum se află alături dumneavoastră Vizi Imre Tulai. Domne, vrea să ne cânte ceva frumos, pentru că el merge la Eurovision și ăștia de la Eurovision trebuie să știe, nu? Care este cea mai faină piesă care este în concurs. Eu nu-l aud pe Vizi, sper să-l auziți voi. O secundă, așa, dați drumul la treabă. M-auzi acum, Vizi, Imre. Salutare, salutare. Asta are, asta n-are. Până când îl așezăm pe Vizi să-l auzim, că mai devreme s-a auzea în studio. Îi mulțumesc încă o dată, Denisei. Hai să vedem, doamnelor și domnilor, Emma Uta, ce face ea? Hai să vedem o fază de pe TikTok. Luăm publicitate, da? Da. Doamnelor și domnilor, oare cine iese dintre picioarele Emei Uta? Și eu care credeam că este Alex Budi, din câte eram eu informat. Da, doamnelor și domnilor, ia să vedem. E foarte bine. Îl avem pe Vizi sau nu-l avem? După pauză, doamnelor și domnilor, în rest, rămâneți cu... Uta cu CFR ce face azi? Nu, Ema, Uta, o să vedeți. Pauză, ne întoarcem. Da, doamnelor și domnilor, iată-l pe Vizi Imre alături de noi. Salut, maestre! Măi, de ce... Salutare! În sfârșit auzim, domne, artistul. Eurovisionul! În sfârșit auzim artistul. Da. Dragul meu, mă uit la tine, nu că nu te recunosc, dar ai toată admirația mea. Câte kilograme ai dat jos? Am reușit să dau jos până acum aproximativ 26-28 și vreau încă... Încă până vreo 19 vreau așa. În cât timp ai dat? Păi depinde cum o calculăm. În ultima perioadă am dat jos aproximativ 8-9 kilograme, dar cu totalul în 3 ani de zile am scăpat de kilogramele astea aproximativ. Cu ajutorul dieteticianului, cu chiar și cu... Chiar eram ca ăsta în Charlie's Angels, știi? Good morning, busy, no, ți-ai făcut workout de dimineață. Da.
grijă, la ora nu știu care. E foarte bine, așa și trebuie, trebuie să ai un specialist. Și în al doilea rând, cine slăbește brusc, își paradește și sănătatea. Aia, metabolismul e varză. Și după aceea și pune repede la loc totul. Foarte frumos. Bine, noi ne obișnuisem cu tine, vocea ta inconfundabilă, că erai așa puțin mai mărișor, cum să spun, acum... E mai casa, zi-o direct așa, stai liniștit, că n-am o problemă. Păi nu, că și eu am avut 110 kg, stai liniștit, că nu mai suntem... Mai plinuți atunci, mai plinuți. Exact, dar vreau plinuț. Să spun că acum cred că atrage alt gen de public să uită alte fete la tine. Păi nu... Și corect? Păi nu știu, da, sincer să fiu, nu, eu nu sunt genul, n-am fost niciodată un cine știe ce playboy la viața mea, nu m-am considerat cel puțin un playboy, dar am observat anumite schimbări în comportamentul sexului feminin față de mine. Nu pot să spun că e o schimbare radicală sau ceva, dar... Dragul, o să fie, dacă mergi și faci și sală, hai să vezi, după 6 luni, un an de zile... După ce dai și la sală, că eu mi-aduc aminte că... are dreptate, Moris, pe de altă parte, mi-aduc aminte că spunea băiatul ăla, chitaristul de la Motley Crue, dacă vrei să se dezbraci o femeie, pui mâna pe chitară și îi cânți. Și mă gândesc că acum te-ai făcut și manechin, ce să zic, începe activitatea. Stai că încă în multe magazine încă nu găsesc măsura mea. Pe de altă parte am umblat acum să îmi iau haine pentru Eurovision. Mă zici că noi în 96 am avut un magazin de ăsta de second hand la kilogram, știi, din Germania duceau haine și arată toate magazinele de parcă sunt magazine second hand cu haine aduse din Germania de prin anii 80. Sau de la copii mai o variantă. Da, da. 14-15 ani, cam acolo e. Da. Vizi, stai o secundă. Acum, de ce zici? La ce born ai ajuns? Câte kilograme ai? Păi, în momentul de față, cred că am 119. Nu m-am măsurat de mult, nu îndrăznesc. Și ce înălțime are? Și cât de înalt ești înălțimea ta? Acum am... Momentan, ce nebunus. 1,87 am eu, ei, așa știu. Ei. Am 90 un pic, deci ești bine. Ca ai dreptate, preuțat. Deci dacă mai dai jos kilogramele alea, ești chiar bine. Păi e bine, ai plecat de departe, într-adevăr, mult a fost, puțin a rămas. Dar acum e mai greu. Acum e mai greu, e adevărat. Bun. Vreau să te întreb ce mănânci și după care vreau să și cântăm, că trebuie să-l căutați pe Vizi la finala românească Eurovision. Acolo o să vedeți, are o piesă foarte frumoasă și dacă vreți să știți, ascultați piesa, ascultați acum. De votat-o, votați atunci. Dar, pe de altă parte, vreau să te întreb ce mănânci. Ce mănânci? Ce bei? Să știi că mănânc de toate. O chestie interesantă pe care o recomand tuturor este să, dacă nu te poți abține cu mâncarea, știi că ești pofticios și de astea, atunci vă recomand să vă faceți poftă de mâncăruri foarte scumpe, pe care nu vi le permiteți în fiecare zi. Asta funcționează foarte bine. De exemplu, seara de steak and salad, adică seara de steak și salată, este o dată pe lună, că un steak e 200-300 de lei în cazurile mai bune. Și atunci nu mai pot să mănânc în fiecare zi, dar ce mănânc? Mănânc din toate cu moderație, pentru că nutriționista mea nu a scos aproape nimic. Bine, prăjelile astea le-a scos instant din meniul meu, dar mi-a dat niște substitute, adică nu prafuri, ci înlocuitoare la prăjeli, în așa fel încât să nu simt nevoia să vreau să mănânc cu șniță. Nu mi-e poftă de șniță. Dacă mi-e poftă de șniță, știu ce să mănânc. Sau chifteluțe, sau de astea. Chifteluțele se pot face și la cuptor foarte, foarte bine. Și ies și mai bune decât celelalte, că nici nu simți că ai mâncat după aia. Foarte frumos. Doamnelor, domn, prin urmare, prietenul nostru nu... Bravo. Slăbește cu prafuri pentru mama mare, cum se spunea. Acum însă vreau să îmi povestești despre piesa ta și chiar aș vrea să o ascult. Da. Cu ce încep? Cu povestea sau cu cântatul? Hai cu povestea ca să finalizăm apoteotic cu cântatul, să facem și noi o treabă aici. Păi eu am fost în Polonia la un songwriting camp unde m-a trimis AHA Production și acolo s-au făcut două piese pe zi. Deci intram în sesiunile de creație în studio și făceam într-o zi două piese. Adică cap-coadă trebuia să prezentăm piesa aproximativ în 4 ore. După faza asta am ajuns eu acasă și așa mi-am luat așa vântul ăla că m-am dus acasă la studioul meu și am început să-i dau și în fiecare zi compuneam piese.
Unele valabile, altele nu, altele nu, dar compuneam piese. Și piesa asta am scris-o pentru că am văzut un articol în care zicea că foarte multe relații de iubire au avut de suferit în ultimii 2 ani, cum că era cu închiderea asta și cu nebunia asta. Și am zis, hai să vedem ce se întâmplă în cazul în care avem de-a face cu o iubire interzisă. Dar o iubire super interzisă, adică nu, nici măcar nu ai voie să te apropii. Dar ai, simți energia aia și de departe. Și cum poți pune toată treaba asta într-o piesă? Și am încercat să fac treaba asta, m-am pus în starea aia și n-am putut să ies din starea aia 2 zile. Deci, deși în viața mea personală nu este suferință în dragoste, Doamne, îți mulțumim că a fost, dar nu mai e, de mult timp, dar mi-am retrăit sentimentele alea, mi le-am indus în studio, m-am închis în studio și mi-am indus sentimentele alea și nu am mai putut ieși câte 2 zile, efectiv n-am putut ieși din situația aia. Dragul meu, m-ai făcut atât de curios încât vreau să ascult piesa acum, pentru că sunt convins că toată lumea va vibra cu tine. Doamnelor și domnilor, Vizi Imre, pentru Eurovision, să-l ascultăm în direct. Hey Daniel Sparrow, I've been missing you. If you ask me why, I don't have a clue. Hey little sparrow, you've been working hard. I think it's time to rest in your nest before you break my heart. Hey there, Miss Sunshine, I know nothing about you. When I hear your laughter, I am smiling too. Hey there, Miss Sunshine, I'm not over you. You keep popping up in my life, then you taint the life with you. I'm trying to write you out of my life, but you tore up everything inside. Days are nights and nights are days, my feelings cut through all my veins. I'm trying to write you out of my life, but you tore up everything inside. Days are nights and nights are days, my feelings cut through all my veins. Hey there, little angel, I've been looking for you. But you are not in heaven, that's too far to get to. Hey there, little angel, I can see you now. Sitting on the sidewalk, smoking and drinking wine. Hey there, wait a minute, you say you drink and smoke too much. I said, you do as you. Even though the world would say you're out of touch. Hey, let me join you. The sidewalk's big enough. Bring the wine, you bring the smoke. Let's switch the planet off. I try to write you out of my life, but you tore up everything inside. Days are nights and nights are days. My feelings cut through all my veins. I try to write. Gata. British pop, așa, acolo am auzit. E bună, frate. Da. E bună, dragule, să ai noroc cu ea, să-ți meargă bine, să fie la Eurovision, dar mult mai departe de Eurovision. Și dacă nu o să semneze în UK, că sună acolo, părerea mea. Și, evident, așa cum v-a obișnuit tu, o voce extraordinară, e live, frate, și când e live, într-adevăr, am simțit fiorul și te felicit pentru ea. Deci, pe scurt, ne vedem după Eurovision, să o cântăm aici în direct, cu tort, că vorba frumos, aia, te duci cu ea mai departe și trebuie să o promovăm, nu?
Da, da. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc din suflet. Vi zis Imre, doamnelor și domnilor, îți mulțumesc foarte mult, dragul meu. Să fii sănătos, să fii bucuros. Mulțumim că ai fost alături de noi. Și atâta ambiție să aveți cât are și el. Ați văzut de la câte kilograme, unde a ajuns. Și când s-o face manechin, să nu, nu câte 5, nu 10, nu 10. Nu două, câte 20, câte 5. Okay. Da, e pijama e ocupată așa, hey, numai ca să lase autograf de la artist. Asta e corect. Da, mulțumim foarte mult. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, ieri a fost ziua de naștere unei artiste și a unei tipe pe care efectiv o iubesc. Iată. Este chiar Delia, doamnelor și domnilor, la mulți ani. Delia, Delia este un copil mare, un copil extraordinar de talentat, un copil foarte, foarte puternic, de mare succes și tocmai acest fel al ei de a fi o face să fie într-adevăr fermecătoare. Dar n-a terminat Delia, că mai are, ia! Deci, doamnelor și domnilor, nu pot decât să-i doresc Deliei un fericit, da? Zici că suntem curcați. Da, doamnelor și domnilor, la mulți ani, Delia, te pupăm cu drag, să fiți fericiți și tu și Răzvan. Avem însă o voce foarte specială acum, doamnelor și domnilor, o voce pe care vă recomandăm și câteva într-un minut, două, să aflăm și câteva despre Dana Dobre. Cântă chiar acum! Spune-mi cine-mi șterge lacrimile ce le-ai lăsat după tine și cu ce ne mai alegem când visele se sting ușor ca zilele. Prin ploi și prin furtun eram niște nebuni. Eu te-am iubit, dar tu ai vrut să te răspund. Îmi spui că-ți pare rău, că simți parfumul meu. Nu aștept muturile rești în patul tău. Să
Mulțumim foarte mult, Dana Dobre. Povestește-mi într-un minut ceva despre tine. Bine v-am găsit. Ce să spun, sunt după o reîntoarcere de 9 ani de zile. Am renunțat la muzică și acum îmi reconstruiesc drumul cu pași mici și siguri. Păi să nu mai renunți. Niciodată. Să nu mai renunțe niciodată. Nu mai de renunț. Ce să renunțe? Nu renunți pentru că nu merită atât cât ce al tău e pus deoparte, da? Așa este. Da. Doamnelor și domnilor, Dana Dobre, mulțumesc. În fața dumneavoastră, felicitări. O să, piesa e frumoasă, o să o mai auziți pe Dana, să-ți meargă bine. La fel, mulțumesc. Doamne ajută, doamnelor și domnilor, mai avem acum un TikTok după care începem cu moda. Băi, de să vedem ce o să fie la modă, ia să vedem ce mai avem. Le-am selecționat cu atenție și acum o avem pe Ana Paniciu cu Raluca. Da. Desigur, este pentru dumneavoastră, doamnă. Pentru mine? Da. Dar cine mă caută? Moartea păzit. Alo, da. Desigur, este pentru dumneavoastră, doamnă. Pentru mine? Da. Dar cine mă caută? Moartea păzit. Da, doamnelor și domnilor, alo, nu știi niciodată cine vă caută, da? Ana Baniciu, Raluca, prietene foarte bune, ați recunoscut și vocea, actorul, doamnelor și domnilor. Acum însă avem rubrica de modă și avem un invitat, o invitată specială. Alături de Andreea, Simona și Alin Gălățescu, intră, nu mai vrea. A vrut să intre un pic, când m-a văzut mai devreme s-a ascuns așa, poate apare Andreea, Simona, Alin Gălățescu și Elida, fica lui Alin, ar fi aici. Dacă vrea să vină, bine, dacă nu, o pupăm și o iubim. Maestre, cu drag, bine ați venit. Bine te-am găsit, Cristi. Bine ați venit. Refacem acest dublu de neuitat. Bine ați venit. Dar e seară negru, că știam să mă zi negru, că trebuie să mă îmbrac și eu. Parcă nu te-ai obișnuit cu noi, Cristi. Black team, something like that. Uite și ăsta. Uite, sunt gri. Dacă mă stau așa, sunt dacă... gri cenușiu, deci și e deja... Asta e culoarea acest, mea luminoasă. Acest gri cenușiu, doamnelor și domnilor, e care ne derută... Rosul meu. El nu se, deci el este maxim de primăvară ce se poate în viața lui Alin Gălățescu. Toată viața l-am văzut în negru, vezi... dacă e în gri, deja încep să intru la idei. Să vezi Zahara cum eram eu cu maro, așa, se uiteau el la mine, zic, doamne, ziceau, domne, da, e pe riscul tău. Bine ați venit, dragilor, o să povestim. Bine v-am găsit. Bine, pe de altă găsit, parte, Cristi, am găsit niște fotografii geniale pentru voi. Doamnelor, domnilor, ce mai fac vedetele din România? Și că se îmbracă, dar asta după pauză. Noutați ceva? Da, e foarte... important s-ar putea să intru în zona de să fac un material pe YouTube personal, amplu, cu o echipă foarte mișto, o să te anunț și pregătim cel mai mult, am discutat de colecție, Gala Van Premier, care va fi cel mai important eveniment de început de an și în care sigur ești invitat cu echipa. Cu mare drag. Și echipa o să fie acolo, o să Andreea fie un an fie interesant. Colecția. Și aveți multe materiale pe Zile și Nopți, unde sunt în editor și unde discutăm mult, inclusiv despre emisiune, am vorbit de câteva ore, da, așa că mulțumim, va fi o plăcere. Doamnelor, domnilor, după pauză dăm drumul la fotografii. Țineți-vă bine. Vorba reclamei, care pat, care scaun, că o să fie tare. Da, doamnelor și domnilor, mergem acum către câteva ținute absolut senzaționale. Andreea, Simona, Alin Gălățescu, Elida este aici, fica lui. N-o s-o vedem, că nu, vedeta nu-și dorește. Da, doamnelor și domnilor, copiii întotdeauna fac ce vor și e mai bine așa. Hai să vedem câteva ținute senzaționale. Ia să vedem pe cine avem mai întâi. O avem aici pe Andreea Ibaca. Andreea, Alin? E cea mai liniștit început. E exact pe linia pe care își dorește și anume o, mică, o mică prințesă. Pantofii sunt cam liniștiți așa, dar ea prea arată... Cuminte, foarte cuminte, dar ea așa emană așa pe toate direcțiile. Da. Deci nu... Andreea? E foarte ea însăși. Pare a fi invitată într-o emisiune aici. Da, și da, pentru o emisiune, mai ales dacă este și ziua... Eu am zis că e de dimineață chiar. Da? Trebuie să te îmbraci tipul atunci de cât mai degajat de și mai lejer. Trebuie să fii tu, să te simți în pielea ta și să rezonezi cu ceea ce dar arată bine după, porții ziua după respectivă. Naștere, după asta e, da, o femeie superbă. E cumințică, liniștită, într-adevăr, poate că ar fi mers un
un ton de altă nici culoare la pantofi și atunci poate, poate că ar fi ieșit într-o altă zonă. Poate, sorteze, că da. Un gri bleu cu acest vernin. Dar e cum ne-am obișnuit să vedem pe ea. Da. E în regulă, e ok, e clean. Fără excese, fără exagerări. Deci, fără excese, merge mai departe. Dar foarte fresh, foarte ea. După machiaj, cu obrăjorii așa de Alice în Țara Minunilor. Da. Te aștept să fie un... Hai că-ți dau acum Alice în Țara Minunilor. Alexandra Stan, domnilor. Ia să vedem. Aici, Alexandra... Pe linia ei de exagerare, dar aici e o exagerare simplistă, aș putea spune. Rochia e oarecare, într-adevăr mulățică, mânușile alea puteau să fie, puteau să nu fie, pantofii sunt absolut odioși. Adică asta sunt aia deci, de cu pantofii am curvet, am mai curvet văzut-o cu acești pantofi. Tragic. Am mai discutat noi, Alina, că ți-aduce aminte. Nu, nu mai țin minte astfel look. De elemente, da. Deci, dar e într-adevăr... care se folosesc în filme. Înțeleg că vreau să... Da, sunt pentru... pentru direct ca să și, nu... Și pentru jocurile la bar, dar așa. În barurile de sexy. Chiar se cheamă, inclusiv în zona de fashion, se cheamă porn shoes. Aha. Deci e asumată povestea asta. Într-adevăr, i-a dus pentru o perioadă Yves Saint Laurent în prim plan, vreo 3 sezoane, dar când era Hedy Slimane, dar arăta o altă reinterpretare. Asta e de aia. Și mai sunt și 30 de lei, adică o chestie asta tragic, 20 de lei. Am văzut la niște magazine de-astea suburbane niște bombe de tipul ăsta. Eu înțeleg că vrea să fie mai înaltă, dar am văzut-o în chestie nesfârșit mai bună. Aici e anodin, așa e, adică... Da. E un pic cu minte față de cum ne-am obișnuit banal. Să vedem pe ea în mod minte, normal. Ca și minte, am văzut banal. Un styling-uri mult mai interesante de atât. Și bretele alea lătuțe așa, în schimb, animal print-ul o pune în valoare într-un mod un pic mai elegant. Da? O duce într-o zonă ușor... Cred că ai o nostalgie Dolce & Gabbana. Așa, Dolce & Gabbana, da. Exact. Dar e atât de departe de personajul ăla care e acea siciliană focoasă și spectaculoasă, încât sărăcuța de ea pare dolce de la țară, așa. Platformele da. O avantajează, mă rog, pentru înălțime. Îi dau da? Haș, da, atât. Partea cea mai interesantă, mi se par mânușile din această ținută. Că nu se văd și sunt negre din piele banală. Adică și make-up-ul care e foarte cumințel. Și bun, doamnelor și domnilor, no. Cu mințică, dar cu pantofii ăștia, bănăluși, poate îi luăm și le dăm foc. A avut apariții mult mai reușite. Da, nesfârșit. Bun, mai departe, doamnelor și domnilor. Mi-e place când face pe divan reclama aia, nu știu ce. Da. E bine, domnul arhitect. Ultimul da. E arhitect. Andreea Marin. Andreea e o ținută de zi, foarte corectă, foarte în linia ei, elegantă, cu un pardesiu chiar... Un material fel de foarte kimono, interesant. Așa. E interesant, are închidere doar sus, mânecă 3 sferturi, material de foarte bună calitate. E foarte, se vede clar că e de zi și a pus un blug, în schimb niște pantofi eleganți, astfel încât să-și mențină standardul. E respectabilă. O ținută casual de reușită. Zi, da, reușită, și uite, are și un flamingo argintiu, așa, de exact. Tupe un pic. Piesele de rezistent ale ținutei sunt cercei. Exact, sunt înainte cercei. De a ajunge la magazinul care a testat piesele de la rezistanț, care este clar pardesiul ăsta da. Creativ. O prinde, în schimb, culoarea foarte bine și cromatic este foarte ok cu această ținută. Elegantă, liniștită, stylish în zona ei. Poate un pic sprâncenele a început să fie un pic mai cam subțiri din punctul meu de vedere. Aș evita, nu știu dacă poate să evite, dar îi dă un aer un pic prea de doamnă, așa. Am înțeles. Deci, e singura mea rezervă. Dar în rest e foarte bine. Da? În rest e foarte bine. Zic ai noștri. Hai să vedem mai departe. Avem aici, hai, ceva, dăm ceva tare, uimește-mă. Claudia Ghisulescu. La o gală de premiere. Mie când am văzut asta, nu am înțeles exact de ce ai luat-o, pentru că pare o femeie prinsă ne la locul ei, așa. Adică nu are nicio legătură părul ăla de mers la piață cu machiajul exagerat, dar se vede că parcă nu știe cine l-a făcut. Rochia e prea lungă, șlițul ăla la o doamnă, că pare o tante așa care e la un magazin ăsta, la un supermarket și care n-a avut timp să ducă acasă să se schimbe. Și e de 6 dimineața, jumulit un pic așa obosită, s-a dus la magazin, nu și-a mai pus haine, se văd acolo chiloții, ar trebui să se vadă chiloții, dar nu se văd. Rochia e prea lungă, a furat-o de la
Andreea. De ce? De ce ai dat rochia fetică? Ea nu era prea mică. Uite, nu e de la tine, da. Nu, ei dat rochia, că ești foarte înaltă. Nu e de la tine, și de la cine e. E și crăpătura aia de să vede până de la cine e. Dar nu e, e, în primul rând, incongruentă. Rochia aia n-are nicio legătură cu ea, iar ea n-are nicio legătură cu rochia și nici cu evenimentul. E la Dubai. Are o tante, așa. Mie mi se pare, în schimb, că nuanța da, rochiei acolo, o avantajează. Da. Acest... O face mortișii, așa, mortoară. Pare moartă de doar de 2-3 zile. Și în combinat cu nuanța părului, da? Coafiura și make-up. Care coafiura? Atunci care îți poate cumva în care make-up, mă, săraca de ea, că cu serios. Cu ne-am obișnuit, Alin, să o vedem pe ea mergând. Eu nu m-am obișnuit să o văd în niciun fel, dar e nereușită totală. Într-o zonă cu minte și... și scrie Dita mai International Awards Dubai Edition. Cum să fie la cubite. La Dubai treia să fie mie nu-mi displace. More luxury. Luxury, luxury, more luxury. În primul rând, fă ceva cu părul. Fă ceva, ești o rochie care să nu calci pe ea la primii doi pași. Nu-și mai pune șlițul ăla dacă tu ești o tante care... Mă rog, nu știu. Nu contează. Șlițul ăla nu arată rău. Repet, întotdeauna, deci asta trebuie să și o știm amândoi. Niciodată nu-i sună despre persoană. Discutăm întotdeauna despre persoană. Apariție. Despre contextul apariției respective. Deci ca să nu se înțeleagă, deci, eu nici nu știu bine, personal. Claudia... Nu știu pe Claudia. Șlițul nu era mult sânge. Șlițul nu. A vrut să. A vrut să. A vrut să, dar mi-a dat nota de o șaura 6 dimineața. Da. La fața și la cum stă și că ne... Iertați-mă că sunt aici, dar n-am apucat să mă schimb. Mi-am tras și eu o rochiță. Zice-se că e sexy dacă am șlițul ăsta. Mă rog, am luat-o și eu de la defuncta, era mai înaltă. Mă rog. Aoleu. Hai, următoarea că murim aici. E și cu mințica, să las. Zice. Mai. Loredana Chivu! Da. Atât. No, da, dacă dedicație cineva... specială pentru Ali. A vrut să se asorteze cu mașina, all white, nu? Da, exact. S-a chinuit. Dar cum și-a aruncat ea așa, bla, bla, într-o doară, așa, ca și cum în scârbă, s-a dezbrăcat. Luați-mă, dar aici n-ai decât 10.000 de euro. Chiar m-am plictisit de ea în dimineața asta. În primul rând, ținutele white pe timp de iarnă nu sunt tocmai cele mai recomandate. All white aici. Dacă le nu poți, ești pe la pistă, ski, pe undeva, pârtie, da, pe whatever. Pe pârtie, da, acolo sunt la acceptabile. La patinoar, la ceva. Bineînțeles. Dar all white, unde merge la vreo cununie civilă sau ceva? Sau e chiar dânsa merge la... Oriunde. Poate nu, merge nu la s-a așa. Dar nu putem furta în toiul iernii la noi. Mă rog, nu, din păcate nu există această cultură a ști culorile cum se le până la alb. Nu e greșit să porți alb din în schimb, picioare, este da? Foarte normal să porți sutienul și... la pafară și eu, sânia eu care bustier, Alin. Îi recomandă. Ia, lasă-l pe Alin, că și... Alin acum vrea să ne explice. Da. No, ce să explic? Na, eu sunt... Băi, nu mă distrează. Da, este exact tipul ăla de expresie a luxului de cea mai proastă calitate. Adică băiatul ăla care și-a dat jos șlapii și și-a pus mocasinii proaspăt de căprioară care încă pulsează pe el și crede că deja a învățat ce înseamnă luxul. Sau... Este efectiv o opulență de proastă calitate. Și-a pus o căruță de inele și-a pus sânii aia, că dacă tot îi are, măcar să evidențe de fiecare dată, și-a mulat, și-a pus alea mulăciuni ca să arate că măcar picioarele sunt cum trebuie, poate îmi plac botinele, dar exagerarea asta este de un asemenea prost gust și mașinuța asta care trebuie să transpire lux, adică, bă, dacă n-aș ști ce înseamnă luxo, ia de aici și blana aia în scârbă așa care ar fi mers bine cu sutienul cu danteluța aici un pic pe burtică. Își ține sacoașul să ne arate chiar și mă rog, ombilicul. E, mie mi se pare tragic așa. Mi se pare de formal. E o fantoșă. E o chestie așa nu din absolut toate punctele de vedere. Adică deja Bianca Drăgușanu mi se pare chiar un, o începătoare. Așa, o fată care a deschis calea unor astfel de personaje care în lumea lor s-ar putea ca oamenii să stea ele grămadă sau pe mașină, ca au să zic. Au cota lor în lumea dar lor. Dar au cotă o mare, probabil. Aici, asta și arată. Și din cauza accesoriilor, da? Observăm... E și mulți clipici aici, am cauza da? Orice. Observăm pe sacou acele pietre păi ultra strimitoare cu aia de pe cap și cu ochiile alea imposibile. Dacă ar fi renunțat la o parte dintre ele, da? Și atunci ar fi mers chiar cromatic. Chiar crezi că ar putea să repar
foarte simplu. Sacou alb cu o perechetă de pantaloni negri, de exemplu. Ai, uite, mai chinui. Se dezbrace de tot și e ok. Nu, și poate că o face după ce... Da. Hai că mai avem bine, o singură okay, ținută. Cu sânia, iartă-mă, am o mare rezervă. De ce n-aveți? Eu nu recunosc că nu mă pricep la... N-ai fost înțărcat târziu, ca copiii care au fost înțărcați târziu. Poate s-au obișnuit, nu-mi dau seama. Dar dacă strage un sân de ăla, dă seama care, nu știu, un kill, două, când ți-a tras un sân de ăla, deja te-a terminat, îți imaginezi. Ai avut o noapte superbă, de fapt nici nu te-ai trezit până dimineața. Ești plin de vânătăi de la partida. Andreea Tonciu la o emisiune. Bă, îmi place capul. E prietena noastră, dar îmi place capul foarte tare. Sau ceea dar ce de pare. Ce fi pus Budigăie și de în contrapunct așa cu restul? E dacă vrea să fie sălbatică. Sunt niște aplicații pe pantaloni. Da, 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 da. E clar că nu și-a tras pe style American street style. Aici, da? Punk, post-punk, așa, și, un pic și, cu da, capetele alea de scrie mor, și Cry Baby cu, acolo. Cry Baby, cred că scrie, după părerea mea. Dar îmi place capul. Exact. Îmi place foarte tare. Cu afiura și cu afiura, machiajul, chiar și rujul ăla bine, foarte bine pus la punct în relație cu restul și cu bocăncei ăștia, n-are nicio treabă. Nimeni nu și-a fi pus toflogei ăștia albi la o asemenea ținută, iar chiloții ăia de ștrasulețe puse ca de tang așa, mi se par o neinspirată ție totală. Dacă am fi păstrat partea de sus, inclusiv ce place mie la chiar speră, știi? Și am fi pus partea de jos, o pereche de jeans cu talie înaltă. No, și dacă renunțam la chiloțel și avea plasă și de peste burtică, ca să n-avem pielea acolo, mă rog, ar fi fost simplu, un all black, un pic derivat din dark punk, așa, fără chiloți, că în dark punk nu se folosesc chiloții pe afară, ar fi fost cumva un New York urban decent. Deci, uite, aici se mai poate repara. Partea de jos aș fi renunțat la ea complet. Deci, acolo, da, s-au spus. Doar cu sutienul și goală, cred că ar fi fost trevăra dreptată aici, s-ar putea să fie... Vă rog să terminați cu prostiile astea. Da, domnilor, era domnilor, vorba de o analiză stilistică aici. Am o dedicație specială, fără număr pentru Alin Gălățescu, dar vreau să iau publicitate acum, ca să nu în momentul să... Băi, să apoteoză este, bă, deci ceva fantastic. După prințesa cu blana? Ok, ok. O luăm încetişor, în crescendo. Hai să o vedem mai întâi pe Loredana Groza. Ia să vedem. A, e una dintre... Lori, hai să o vedem pe Lori. Lori. Am văzut-o pe Loredana, în ținută mai reușite, să fim sinceri. Ce drăguță e ea. Da. All jeans look avem aici, total look. Nu-i bine rău, e un exercițiu, ca exercițiu, da. Îmi place colierul. Este acel colier, cum spuneam, niciodată nu-i destul dacă nu e și fudul. Dacă nu e și colierul strălucitor, am mai avut ținută de genul ăsta. Ce nu înțeleg eu, pe lângă tutiul ăla care cam amărât așa, trebuia să fie și el un pic mai pe hard. Când se poartă o rochie cu tiul, atunci pui tiul din abundență tocmai să se vadă că e pe bogăție și ce nu înțeleg se vadă eu, că e styling acolo. E de ce și-a pus corsetelul ăla peste maiu. Adică dacă e corsetel și teoretic este dublat, este... De ce mai avea nevoie de mai la negru care se potrivească cu ciorăpeii? Nu care da, frig. Pun pariu că sunt și cu ștrăsulețe sau cu plasă ceva. Cred că văd plasă, punctișoare, da. Ceva. Adică mie mi se pare că e prea mult, adică plus mâneca suflecat, așa... ca la vaslui, adică mama. Corsetul și cizmele sunt interesante. Mi-e plac cizmele, corsetul și colierul. Și machiajul și părul, să știi că dacă îi tai capul, Loredana, ar putea fi un cap în ultima superb, perioadă, Alina a avut apariții senzaționale prin make-up-ul și hair-ul ei, despre care tot n-am discutat. Care e el așa și... puțin exagerat, pare un pic din anime, dar e dulce. Dar restul... Vine Alina și spune, geaca este de la vaslui și apare Andreea care spune, totuși cerurile lase vin în spate. Uitați, da. Trecea și mașina o fază. Verde. Era ce un porumbel. Da. Ce frumos dacă era porumbelul ăla. Dacă se asortează geaca cu metalul de pe clădirea din dreapta. Ce verde frumos are mașina aia de-n spate. Ai văzut? Da, uite geaca ce mișto, deci, se asortează cu metalul de pe... Loredana, noi te iubim când cânti. Da, nu. Mai părțile pozitive ale ținutei. Și-a forțat mijlocul ăla. Corsetul și cizmele, rămânem la ele. Atenție mare. Următorul moment este pentru Alin Gălățescu. Mie îmi place foarte mult aia mică.
Asta e tipul de a fi elegant. Uite ce drăguț, e foarte mișto. Copilul, mișto copilul, da, foarte da. Cristi, mamă! Ne-ai dat ținut de ce cu noi astăzi. Asta se cheamă încercare de asortu. Asortu, da. Da, ceva mai... Bă, sărăcuță de nu știu, este așa de autentic, adică, bă, pare, adică, micile filme Disney cu vrăjitoare sunt așa training-uri, te antrenezi un pic. Tot este hilar, așa. Se strâmbă la noi, parcă e de-un autentic, efectiv, parcă ai trăit în lumea vrăjitoare. Știi că erau, la un moment dat, era un film cu trei vrăjitoare, care erau surori, și care, o și văd așa, în trei ipostate. Vrăjitoarele din când Eastwick. Era personaj. Era una mai bună. Cu Jack Nicholson. Da. Cu Cher, cu Michelle Pfeiffer. E așa, autentică. Se miră, e drag de noi, știi? Cu buzițele alea așa unite, care își pot ștampila orice document de al guvernului, cu ochișoria zglobie, așa, și cu părul volătăcios, și cu mânecuțele ca să se asorteze, cu aia mică. Mă rog, nu ia nimeni cizmele, neam. Putea să o lase de scuză. Pe mine, deci nu vă supărați. Deci mie mi-este simpatică, sunt Ziana, dar ciorapii aia fac toți bani. Bă, ciorapii fac toți bani. Dar uite la cât săraca s-o fi încercat să spânzure ceva acolo, nu e ieșit, cred că i-a pus-o la valieră prost. Da. Este tragic. Hai. Fetița, în schimb, este superbă. Da. Cred că nici eu nu mai am ce să salvez de data aceasta. Hai. Din păcate, în afară de copil care este senzațional. O curea simplă, neagră, exact cum trebuie, un ținut de seară. Cureaua impecabilă. Da, excelent. Dar fiange asorta sunt pantofii cu dantela de pe ciorap. Adică Dumnezeu pe urge pământ. Direct. Așa este. Așa. Da. Hai, avem o ultimă fotografie, repede. Nicol Șeri îmbrăcată de Andreea. Foarte frumos, felicitări. Mulțumesc. Spectaculos, mulțumesc. Mai ales că e venită după o sarcină. Da. Știu colecția anatomică a Andreei și e spectaculoasă. Am avut bucuria de a încerca împreună o chestie felicitări. Haioasă. Da. Dar arată foarte bine. Mulțumim, arată așa. Senzațional, Nicol. Bravo. Am mai văzut-o, nu e singura ținută de la tine. Am mai văzut-o în câteva chestii și arată foarte. Bravo, Nicol Șeri, bravo, Alin, bravo, Andreea. O să mai facem, că era să murdărăs aici. Mulțumesc foarte mult. Ce TikTok mai avem? Repede, avem un terapeut senzațional, avem și știrile. La mulți ani pentru Delia de ieri. La mulți ani pentru Delia. E foarte dragă și... Ia să mai vedem cine se mai dă în stambă. E vorba despre Bibi, vlogărița. Uitați-vă la copil. Doamnelor și domnilor, pe scurt, ea este mătușica copilașului a fetiței. Eu nu îi l-aș mai da mână, că a scuturat copilul. Da, cum, scutur copilul, crezi că nu-i place? Normal că-i place, da, doamnelor și domnilor. Foarte simpatică Bibi. N-ați întrebat copilul dacă își dorea lucrul ăsta. Mulțumim foarte mult. Am în studio, doamnelor și domnilor, un om absolut senzațional. E vorba despre Vasile Păun. Un terapeut excepțional. L-am văzut și la, în zone motivaționale, zone de dezvoltare personală. Bun găsit, maestre. Doar Vasile. Doar Vasile. Da. Bună seara. Bun găsit, Vasile. Și mulțumesc de invitație, dragă Cristi. Și îi salut cu această ocazie pe toți cei care sunt preocupați atât de aspectele exterioare, cum s-a comentat în anterior, cât mai ales de aspectele interioare. Cum ar fi un VIP modelat în interior, neutru. Spune-mi, te rog, ce să facă oamenii? O să avem și un caz, o vedetă care, iată, este în carantină, vedem exact, o să povestim cu ea. Pe de altă parte, vreau să te întreb, Vasile, cum să facem să încercăm să ne regenerăm când emoțiile, când, cum să spun, toată nebunia, toată isteria asta, toată frica. Dă-ne un sfat, dă-ne un drum. Hai să plecăm de la o metaforă simplă. În primul rând, ca să înțelegem cine suntem noi. Și avem un vehicol care el este format dintr-o trăsură, niște cai și un vizitiv. Trăsura este corpul fizic și el este animat de diverse senzații. Caii sunt corpul emoțional, iar vizitiv este mintea. Noi, de regulă, am dat întreaga responsabilitate a vieții vizitivului. Dar pentru ce există trăsura, cai și vizitivul? Ca să conducă un pasager.
pe ăla am uitat de el și pe măsură ce ne amintim cine suntem cu adevărat și începem să avem o disciplină a senzațiilor, adică să mențin trăsura corespunzătoare, să o regenerez, o disciplină a emoțiilor, adică cai să îi strunesc într-un mod pașnic, blând, cu atenție, o disciplină a minții. Ei, lucrurile astea se învață, se antrenează, necesită perseverență. Și sigur, noi vorbim și în seara aceasta ai spus să ne uităm puțin la emoții. Când ne întâlnim cu cineva, apare natural o stare emoțională. Da. Plăcută, mai puțin plăcută, neplăcută, și asta este prima sursă. Întâlnirea cu oamenii ne arată ce tip de emoție scoate fiecare persoană din noi. Apoi, din trecutul nostru, fie cel de când eram între 7 și 14 ani, când se dezvoltă acest corp emoțional, fie transgenerațional, de la părinți, bunici, vin din când în când în fața noastră niște emoții. Ne trezim că ne cuprind o melancolie, o spaimă, o angoasă, fără motiv. Ei bine, când apar astfel de situații, e important să înțelegem că ele apar nu ca să ne înconvoie, ci apar ca să învățăm să răspundem diferit la ele. Dar putem, dacă emoțiile astea ne afundă? Păi oamenii, da, în general, cresc aceste emoții, le expandează și la un moment dat ești sub presiunea. Pentru momentului. Că există ignoranță cu privire la tratarea lor și lene legată de disciplina lor. Acestea sunt cele două cauze majore ale oricărui tip de suferință. Și atunci, hai să devoalăm puțin, să fim mai puțin ignoranți cu privire la ce înseamnă aceste emoții. Când apare o emoție, în cele mai multe situații, oamenii, unii care sunt lipsiți de energie, le reprimă, le strâng, da, sau fug de situația respectivă. Când erai tânăr, ai suferit o anumită chestiune și nu mai vrei să trăiești acea stare. Găsești orice soluție ca să fugi de ea. Alții care sunt mai vocali, mai energici, ce fac? Dau aceste emoții în exterior. Le aruncă pe ceilalți. Chiar și când vii acasă și spui partenerului, partenerii, că ai avut o situație neplăcută, în ziua respectivă, ăsta este un gest total lipsit de eleganță, de curtoazie, de grijă, pentru că retrăiești emoția, dar o dai și pe celălalt. Și atunci am înțeles că emoția nu se reprimă, nu se exprimă. Ce se face cu ea? Se observă. Ori ca să observi o emoție, prima dată trebuie să-i dai atenție. Adică, cei mai neantrenați, ignoranții, marea majoritate a oamenilor, ce fac când apare emoția? Vine furia? Devin furie. Mă identific cu furia. Uit de mine. Și joc un rol de ființă furioasă până când emoția... Adică lasă joc furia până la capăt. Important este să o observ fără să mă identific cu ea. Adică, eu nu sunt corpul fizic. Eu nu sunt corpul emoțional. Eu nu sunt mintea mea. Deci eu sunt mai mult. Eu sunt acel pasager din caleașcă. Și eu observ emoția. Și în plus, ce mai fac? Păi, de pildă, observ respirația. Asta este, o să aduc în atenție câteva tehnici foarte simple, foarte puternice din zona VIP, dar VIP guvernamental. Adică oameni care sunt antrenați special ca să știe cum să gestioneze în situații semnificative astfel de emoții. Ei, da, a apărut o tensiune, o stare emoțională interioară, încep să respir. Mi-aduc aminte, wow! E foarte important să nu te prindă emoția și să uiți de tine, ca și cum te-ai uitat la un film și trei ore ai rămâne acolo, fără să mai știi că ai picioare, mai respiri, nimic. Uiți pur și simplu. Când apare emoția, stop. Și încep să respir. Și inspir profund și abdominal și umflu zona asta abdomenului și apoi când expir, mă adun. Inspir profund, cu cât urmăresc cu atenția mea respirația, asta ce face? Liniștește emoția pe care o văd, sunt conștient de ea. Dar eu ce fac însă? Prin respirație îi reduc semnificativ puterea de a mă absorbi pe pilot automat. Că asta pățim noi. Intrăm pe pilot automat. Apoi, e foarte important să, în astfel de situații tensionate, să avem o anumită postură. De pildă, când împreunez la nivel de glezne,
sau stau și cu mâinile așa, acum trebuie să țin microfonul, sau așa, uită-te la demnitari când vorbesc, da, când, da, da. Da, stau așa cu mâinile, ca să-și dezvolte acel creier holistic, adică să aibă acea neutralitate emoțională, indiferent ce aud, ei să rămână imperturbabili, da, ca idee. Țineți ideea, Vasile. Doamnelor și domnilor, creatori de emoții, creatori de povești, sunt colegii noștri de la Focus, Focus 18, cu Andreea Berecleanu. Andreea, care sunt cele mai noi știri? Bună seara! Mulțumim, Cristi, bună seara pentru asemenea prezentare. O să le transmit colegilor mei din redacție. Bună seara, doamnelor și domnilor. A fost bătut de un interlop chiar sub privirile colegilor lui. Vorbim despre un polițist din Timișoara. Ce s-a întâmplat cu agresorul, cercetat în mai multe dosare ale DIICOT, aflați peste câteva momente la Focus. Parchetul general s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal după scandalul din Parlament dintre George Simion și ministrul energiei. Liderul AUR este acuzat de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ce spune însă George Simion despre gestul său de ieri, aflați imediat la știri. 32.000 de euro, atât este factura la încălzire la Castelul Peleș pentru luna ianuarie, iar la Arad autoritățile spun că mai au bani pentru gaze doar pentru 10 zile. Primăvara ar putea veni cu facturi și mai mari, spun specialiștii. Ce spune premierul că trebuie făcut astfel încât să nu intrăm toți în faliment, aflați peste câteva momente în jurnal. Vă aștept la ora 18. Cristi. Mulțumesc, Andreea. Deci, stăm așa cu picioarele, cu mâinile, așa, și creăm o stare de neutralitate. Este o manieră în care, prin postură, frecvența undelor cerebrale din creier se diminuează și asta îmi permite să tratez, să observ mai ușor emoția care mă străbate. Și nu în ultimul rând, foarte important este să reglez și chimia hormonală. Natura hormonilor, când simt o emoție neplăcută, intru pe logica luptă sau fugi. Și atunci acționez cu pumnul gol, precum Tarzan, Timus. Da, sigur, nu teatral, da, ci într-o manieră delicată, împing în această zonă și nu-i suficient doar să fac gestul ăsta, e un fel de resetare, adică m-a cuprins un val de emoție, dar eu vreau să revin la normal și să dau o comandă și îmi spun și ceva în interior, un gând cu care rezonez. De pildă, totul este perfect în acest moment. O sugestie, o autosugestie, cu ce rezonează fiecare. Astfel încât să trec de la o producție hormonală bazată pe luptă, pe stres, la o stare de bine. Așadar, avem la îndemână când apar emoțiile. Aceste nu le reprim, trei arme. Da, nu le reprim, nu le reexprim. Învăț să observ emoția. Așa. Când cineva mă apasă pe buton și trezește în mine o emoție, sigur, nu pot să îi fiu recunoscător, că încă nu știu, dar firesc este să mulțumesc în interior că m-a făcut conștient că în mine ceva, da, încă mai reacționează. Și am aceste trei instrumente, să nu le spunem, exact, arme, instrumente. Avem o vedetă aici alături de noi, o voce minunată, Andina Postelnicu. Bun găsit, Vasile. Adina, o femeie foarte atentă, foarte organizată, dar care, iată, trece prin experiența COVID. Acum sunteți în carantină. Adina, dacă e nevoie de gestionat emoțiile, Vasile este cu noi aici. Cum sunteți? Foarte drăguț. Bine, să știi că am ieșit din carantină. Așa. Tocmai ce am terminat și noi cu carantina. Suntem bine, slavă Domnului. A fost o formă ușoară, spunem noi, spre deosebire de alte cazuri pe care le-am auzit în jurul nostru. Dar mulțumim Dumnezeu, am trecut cu bine. Acum suntem bine cu toții. Eu, cea mică, sora mea și nepoțelul meu. Și după ce ne-am întors acasă, noi am fost primii care am luat COVID-ul și am venit acasă. Ne-am izolat la mine acasă și am reușit să-i dăm și lui Glenn, bineînțeles, că el a stat cu noi, n-a vrut să plece de acasă. Și el a avut cea mai ușoară formă pentru că mai avusese acum 2 ani, mai făcuse odată COVID și a trecut cel mai repede, și mai repede și mai ușor prin boală de data asta. Da, e foarte bine, simt din zâmbetul tău că lucrurile sunt în regulă. Emoțional n-ați simțit frica asta, dom'le, ce se întâmplă, aoleo, copilul? Măi, în prima fază, Cristi, da, îți dai seama, am fost super panicată, că asta spuneam și cu sora mea. Sora mea aproape 2 ani de zile n-a ieșit din casă, ea e mai panicoasă din fire și pohondră, așa pot spune chiar. Și acum prietena noastră ne-a invitat la Brașov, nu ne mai văzusem de foarte multă vreme.
își făcuse testul cu o zi înainte să venim, că știam că ne vedem cu toții, știi, cu copiii, ieșise negativă și noaptea fetița ei a avut temperatură foarte mare, dimineață și soțul ei, și am zis, e clar. Deci asta e... Am luat-o, cu siguranță. Și o zi jumate, joi s-a întâmplat, sâmbătă deja eram și noi cu simptome, copiii și noi două. Cel mai rău pot spune că a fost Zeynep, că nu reușeam să... Îmi făcea temperatură 40 și nu reușeam să dau temperatura mai jos, să scad temperatura. Apoi, ca și formă, la fel mai ușor a trecut Glenn, cum îți spuneam, sora mea, și eu am fost un picuț mai rău decât ei, pentru că nici nu apucasem să mă vaccinez. Am spus că mă vaccinez în decembrie, dar dacă am alăptat-o pe Zeynep până anul trecut, am spus prefer să termin cu alăptatul și apoi să mă vaccinez. Am cântat de Revelion pentru 100 și ceva de persoane, ca să înțelegi. N-am pățit nimic, am plecat la prietena mea și uite, ne-am întors toți cu COVID. Dar, cum îți spuneam, slavă Domnului, suntem bine, am trecut cu bine. Adina, un sfat și pentru... Bine. Asta e cel mai bine. Un sfat pentru sora ta, pentru Roxana. Și foarte bine, Roxana a cântat în trupa Heaven. Oamenilor cărora le e frică, Vasile, ce sfat să le dăm? Ce să facă oamenii cărora le e frică de tot ceea ce se întâmplă? Aulă, vine! Asta e un gen de emoție care efectiv te paralizează. Da, este a treia modalitate în care apar emoțiile. Apar din câmpul colectiv. Adică fiecare care trăiește o anumită stare emoțională încarcă acest câmp, acest spațiu și te trezești așa, că te simți când aterizezi în România, te duci în concediu într-o țară frumos unde oamenii sunt relaxați și cum ai ajuns în spațiu aerian. Intri în cușcă la loc. Sau, exact, în acest mental în care fiecare dintre noi aducem o contribuție prin această manieră puțin educată de a învăța să gestionăm aceste emoții. Cum? Deci... Astea sunt soluțiile? Dincolo de aceste tehnici de care am vorbit, această disciplină a emoțiilor înseamnă că atunci când apare frica respectivă, să o recunosc, să o observ și să n-o hrănesc. Adică înțeleptul ignoră, ca și gândul când vine. Că dacă vine un gând, eu aleg. Eu nu sunt un hotel pentru gândurile și pentru emoțiile mele. Și atunci eu aleg ce tip de gând, ce tip de emoție hrănesc. Mie mi se pare, și o să vreau să mai vorbesc în altă ediție cu tine, cât de greu este să fii atât de puternic încât să zici, trăiesc chestia asta, mă dau în spate, că oamenii în general se afundă, nu e așa, Adina? Păi te da. Afunzi în poveste, e foarte greu să... Să-ți explic cum stă situația în România. Da. Între 30 de secunde și 3 minute este nivelul de atenție, valoare medie pe care îl avem. Ei, când începem să lucrăm cu atenția noastră și să devenim așa, să decuplesc conștiința de sistemul nervos, adică să fiu acel vizitiu, acel pasager din caleașcă care observă tot atelajul, aia se cheamă că ești prezent. Și asta e important să dezvoltăm. VIP-uri prezente. Excepțional. Pe mine, când m-a sunat prietena mea, eram încă în mașină, n-ar să în București și mi-a spus, am făcut testele, suntem pozitivi. În prima fază, exact cum spunea și domnul, am avut o criză de nervi, am avut o ieșire destul de urâtă, am început să mă cer cu sora mea, ea urla la mine, ți-am spus să nu plecăm nicăieri de acasă, uite ce s-a întâmplat și zic, asta e surioară, până la urmă, nu trebuie decât să ne rugăm la Dumnezeu să fie bine și să trecem cu bine peste momentul acesta. Că mai devreme sau mai târziu am fi făcut, indiferent de situație, și o să facem cine cu toții, știe. Nimeni nu va scăpa. O să vedem. Nimeni nu va scăpa. O să vedem. Mulțumesc foarte mult, Adina. Mulțumesc foarte mult, Adina, multă sănătate. Deci, îi mulțumesc foarte mult, multă sănătate. Deci, Vasile, îți mulțumesc și o să ne mai vedem. Sfaturi extraordinare de la Vasile și ne vedem mâine cu alte surprize. Toate bune! Cu drag, la revedere! We'll be right back.